Vreau să te întreb, că mi-am adus aminte acum, gândindu-mă și vorbind despre oferte din străinătate. Cum a fost povestea probelor pe care le-ai dat la Borussia Dortmund, care atunci era probabil în primele trei echipe din Europa, în 96? La un an după a câștigat Liga Campionilor. A câștigat Liga Campionilor, exact. Un an după, da. Cum a venit, cum a apărut oportunitatea de a merge acolo? Eu aveam un impresar german la momentul ăla. Da. Și probabil prin el a venit această... Impresar german? Un jucător de la Ceahlău avea impresar german, da? Da. Jucând în Inter Totonu vara 96, parcă nu? Așa. El m-a văzut într-un meci, mai multe meciuri, și a chemat m-a prezentat, de exemplu, la Fortuna Sittard. Așa. Prima dată. Da. În Olanda. Da. Cei de acolo au venit, m-au văzut la un meci. Nu mai țin, cu Groningen, parcă. M-au plăcut și aia a fost echipa la care am fost cel mai aproape de transfer. Și atunci nu te-a lăsat Ștefan să mergi, probabil. Da. De aici ai și un pic supărat pe el. Da, mi-a trecut supărarea. Eu l-am înțeles. Deci, într-un final, eu l-am înțeles, pentru că ți-am mai zis. A văzut interesul clubului. Ok. Da. Și Dortmund? Apoi, în fine, nu m-am înțeles cu cei cu Sittard atunci. Am plecat, aveam bilet de întoarcere după o săptămână, parcă. Am stat la un orășelul acestui impresar. Da. Între timp, mă antrenam cu FC Köln. De la FC Köln era parcă Dorinel Munteanu. Nu era și Vlădoiu? Nu. Nu, mi se pare că doar Dorinel. Ok. Că antrenorul era Morten Olsen. Da. Să aflu după aia că și văzându-mă la antrenamente, și el m-a avut. Așa. Mi-a zis impresarul. Și da. El m-a avut. În fiecare zi luam masa, el cerea să ia masa cu noi, după antrenament. Da. Cu toată echipa sau cum? Doar cu noi, cu cine? Cu domnul Ștefan, cu impresarul și cu... Era și Gheorghe Ștefan plecat cu voi. Da. Ca să negocieze probabil transferul tău. Așa, și Morten Olsen la masă cu Gheorghe Ștefan, cu tine și cu impresarul. Da, și după aia ulterior am aflat că m-a dorit foarte mult și el. Da. Apoi, ulterior, Morten Olsen plecase de la Köln, da? Și a dus la FC Köln pe Haga. Da. Și la fel, am înțeles că o trimis o ofertă la adresa clubului pentru mine. Nimic. Da. Deci, practic, ajungând la Dortmund, în vara aia am mers, cred că la vreo... Adică am avut, nu știu, 4-5 oferte, parcă, și la un moment dat mă săturasem. Tot am oferte și mă sună nașul și spune, vezi că pleci, te vrea, impresarul vrea să pleci la Borussia Dortmund în probă. Eu când am auzit Borussia Dortmund, nu venea să cred. Așa. Era dita mai echipa, adică îi dita mai clubul important din Europa. Eu n-am vrut să plec, sincer. Mă săturasem de atâtea probe și... Până la urmă m-am dus, a fost ceva fantastic acolo. Am stat o săptămână, aproape 10 zile. Așa. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. De ce n-au reușit transferul? Am înțeles că ei vreau un jucător experimental la momentul ăla. S-a accidentat și apoi s-a parcă. Da. S-a accidentat și vreau un jucător experimentat. Și l-au dus pe Ruben Sosa, parcă. Ok. Dar tu, în alea 10 zile, cum ți s-a părut că te-ai mișcat? Cum? Eu cred că bine. Am jucat și într-un amical, a dat vreo două goluri. Bine, într-un amical cu amatori. Da. Echipă de amatori. Am dat două goluri, adică cred că m-am mișcat bine, nu cred că... M-a făcut de râs. Dar cine era? Era Hitzfeld, nu? Antrenor. Cine? Hitzfeld, nu? Da. Hitzfeld, antrenor. Acolo am văzut eu am observat un, știu, un sistem de conducere a echipei. În sensul că capitanul de echipă are foarte mult de spus la un club. În Occident, mă refer. Cine era? Zamăr? Cine era? Era Zamăr. Da, Zamăr. Așa. Cam el era antrenorul acolo. Serios? În vestiar, pe teren? Cum? În vestiar, în teren, da. El făcea totul. Foarte, foarte, foarte mare jucător.
Ce mai ții minte atunci? Așa, ce-ți mai aduce aminte? Ce impresii mai ai de atunci? Din acele zile cât ai fost în probe la Dortmund? Toți jucătorii care erau acolo aveau o calitate fantastică. Era un Matias Samuel, era un fundaș brazilian, Julio Cesar. Da. Incredibil. Incredibil. Rican era copil atunci. Era de... era copil. Da, era mai mic decât mine. Sau undeva cu un an. Sau de mine, da. Reuter, cine mai era? Kohler? Da. Kohler. Mamă, ce echipă avea Dortmund atunci. Müller, parcă. Andreas Müller, parcă. Da, da, era și Müller, da. Cum ar fi fost Axinia să joace la Dortmund și peste un an să câștige Liga Campionilor? Te-ai gândit vreo secundă cum ar fi fost? Visam, într-adevăr, în momentul ăla visam, da. Când ai văzut finala, povestește-mi când ai văzut finala, te-ai gândit vreo secundă, băi, dacă eram și eu aici. Da, da, chiar m-am gândit, da. Măcar... nu, a fost o șansă, nu știu din ce cauză nu s-a concretizat, dar... important e că am fost acolo și am văzut într-un fel ce înseamnă fotbalul adevărat. Stăteam acum și mă gândeam, deja cred că Ștefan ți era naș, nu? În momentul ăla, 96. Da, da, da. Adică nu, mă mir că n-ai putut găsi totuși o înțelegere. Băi, sau cum îi spuneai tu, nașule sau domnul Ștefan, totuși e șansa carierei mele să joc în străinătate. Chiar n-am reușit să vorbesc cu el despre treaba asta. De ce? Erai timid? Erai... Nu neapărat timid. Eu speram totuși că la un moment dat voi pleca. Voi reuși să plec. Nu, adică nu eram chiar disperat să plec în momentul. Eram tânăr, aveam viitorul în față.